10 tineri din raionul Cahul au avut ocazia să fie instruiți de cei mai buni meșteri populari din sudul țării. În cadrul unui proiect pilot al Organizației Internaționale a Muncii, aceștia au fost în ucenicie la mai mulți meșteșugari timp de 3 luni. Pe lângă experiență, au primit și burse lunare în valoare de aproximativ 2000 de lei. Corina Neagu a avut norocul să fure meserie de la Constantin Olteanu. Nici nu propus și eu n-am dus rastez șansa asta de a mă învăța la meșter în pletitul din miele. Îmi place, adică, da, îmi place și aș crede pe parcurs, deși nu, să fie și o afacere. Constantin Olteanu împletește în lozie de peste 20 de ani, iar lucrările lui au ajuns și peste hotare. Acum e păcat să se piardă această meserie, care poate fi și destul de bănoasă. În cadrul proiectului implementat de Organizația Internațională a Muncii, meșterul nu a câștigat doar un ucenic, ci și utilaj care îi va prinde bine. De cum sunt și eu în vârstă și posibilitățile mai este, am vrut să folosesc momentul dat, proiectul dat, ca să depistez un ucenic, așa zic, să dau cuiva meseria, păcat, să piard. Valentina Gavrilița este cunoscută pentru maestria ei în tot sudul Moldovei, așa că a luat și ea în ucenicie o tânără. Rodica, păstrează, te rog, distanța. Așa. Și drept în colțuri, stărui, să iasă cu șiliță drept. Eu acum când am comens, apelez la dânsa și împreună lucrăm. Toate ornamentele ne le pregătește e, alt vezi, alt asta, el ne le descifrează, ne le desenează. Proiectul numit Parteneriatul Local de Ocupare din Raionul Cahul a început în 2019. Acesta presupune crearea a 260 de locuri de muncă și lansarea a peste 110 afaceri în apicultură, industrii creative și meșteșugărit. Costul total al programului este de 400.000 de dolari. Odim a mai contribuit cu peste 200.000 de dolari.